Salutare și bine ați venit! După cum vedeți, nu suntem în birou, ceea ce este perfect pentru că azi este joi. Adică weekend pentru Adi. Adică pentru mine e deja vineri, așa că astăzi ne-am hotărât să ieșim un pic la aer și nu singuri. În stânga mea se află Ioana Toanchină. Ioana este jucătoare de tenis și astăzi îi vom pune câteva întrebări ca să aflăm mai multe lucruri despre ce înseamnă să fii jucător profesionist de tenis, că așa știți cum e, cu toții cântăm în baie, cu toții mai dăm așa cu paleta în minge, dar nu suntem chiar la un anumit nivel. Așa că astăzi îi vom pune câteva întrebări și deocamdată o las pe frumoasa mea colegă să preia frâiele acestei conversații. Te rog, Madalina. Îți mulțumesc, dragul meu coleg, foarte drăguț astăzi, nu știu ce s-a întâmplat. Este weekend. Mă bucur să o avem pe Ioana cu noi. O voi interoga așa puțin azi. Facem două, trei parte din lumii cât de cât asemănătoare. Și o să încep cu o întrebare cât se poate de banală și de zâmbită, dar trebuie să dăm curs acestei conversații și să te întreb, la ce vârstă ai început să joci tenis? Am început la vârsta de 6 ani, era iunie când am început să joc tenis și în iulie am făcut 6 ani. Deci, am înțeles, Asta înseamnă că, hai ca să nu te întreb oricum, De la șase ani. Eu la 6 ani cred că încă mâncam cu mâinile fără să folosesc furculița. Uite, eu am început la 4 ani să cânt, deci sunt cam în aceeași Serios? Categorie, da. Doamne, eu am început cu actoria în clasa 5-a sau a 6-a, adică am fost... Bine, mai sunt și o cază în Da, exact, da, cuvântul, mi-a plăcut să stau pe afară să... Dar de obicei, cam la vârsta aia se prinde cel mai ușor și probabil dezvoltă că da, nu? Copiii, da. Mai ales în sport, cel puțin. Păi stai puțin, dar treaba asta n-a fost o chestie, adică nu era nasol că în loc să ieși afară cu copiii trebuia să mergi la antrenament sau ceva de genul ăsta? La început mi s-a părut puțin ciudat, toți colegii mei erau afară, dar a început să-mi placă, adică pe teren mie îmi place mai mult decât să ies afară și atunci s-a compensat până cu alta, nu... Ok, am înțeles. Și cum au fost începuturile tale? Adică te-au dus părinții, ai vrut... Am un frate care e cu 4 ani mai mare ca mine și mergeam de fiecare dată să-i strâng mingile pe teren. Eu să strângeam mingile. Până într-o zi am zis că vreau să joc și eu și de atunci el a început să strângă mingile. Deci și fratele tău juca sau încă joacă? Nu, el s-a oprit când în clasa 12, când a fost 18 ani. Pentru că probabil l-ai întrecut în performanțe și nu mai putea da, să... Da. Ok, da. Wow, foarte tare. Și am o soră mai mică, dar nu cred că ea ar putea să facă ceea ce fac eu și nu cred că și-a dorit vreodată să facă ceea ce fac eu. Dar mi se pare interesant că treaba asta cumva a pornit de la el și... E o chestie interesantă pentru că acum îmi dau seama cât de mult tu n-ai o soră mai mică sau un frate mai mic. Un frate mai mic are 6 ani. A, da? Serios? Da. Oh. Rușine. Credeam că e mai mare, nu știu de ce. Dar să știi că este o influență foarte mare pe care frații mai mari o au asupra fraților sau... Și e conștient. Și exact, exact. Da, exact. Nu trebuie să zic că ceva pur și simplu influență pentru că vezi și faci chestia aia. Foarte interesant. Ioana, voi sunteți generația fresh și nouă a sportului românesc. Ce vreau să te întreb este care e țelul tău, unde te vezi în viitorul apropiat? În legătură cu, strict cu sportul? Da. Eu tocmai ce am terminat acum facultate și anul ăsta și cu pandemia a fost puțin mai greu de jucat, dar urmează acum... Ce facultate? Cibernetica Sești, dar mai fac și a doua facultate, la Politehnică. Wow! Mă așteptam! Inginerie aerospațială. Gata, nu mai, trebuie să ne oprim, numai gata, mi-e rușine să stau lângă persoana asta. Da, am zis că nu contează dacă faci sport de performanță sau nu, e bine să ai și școală și în caz că te accidentezi, n-ai de unde să știi cum ajungi să nu mai faci deloc tenis și atunci am preferat să merg pe ambele părți cât mai bine posibil și după aia să mă decid. Adică mens sana in corpore sano, dar dus la extrem, da, adică și sportiv de performanță și ingineria aerospațială și... Da, e cu cât ești mai... plin în program, cu atât ești mai bine organizat. Adică eu efectiv am programul meu stabilit, așa dacă nu aveam doar tenis sau doar școală, parcă nu eram atât de organizată pe cursul de acum. Adică cu cât împingi mai mult limitele, cu atât îți dai seama că poți mai mult, de da, fapt. Exact. Da, exact. Super. Și până la urmă te vezi făcând doar tenis sau aeronautică? Ce nu mai știu ce era. Cibernetică.
văd făcând și că îmi plac amândouă. E după facultate, după muncă sau așa, văd în tenis, văd un destres, o relaxare chiar. Adică eu îl fac de performanță, dar când sunt pe teren, deja trec de pasul ăsta de performanță, pur și simplu sunt relaxată, pur și simplu sunt ca peștele în apă. Da, efectiv, bine. Natural. Aș sta și 3 ore pe teren în soare la 12 ziua, doar ca să joc, pentru că îmi place pur și simplu. Foarte tare. Super. Și chiar că ți-am pus această întrebare și nu te vezi un viitor, viitorul nostru s-a cam schimbat așa un pic din cauza situației actuale în care ne aflăm, și anume faza cu pandemia și cu virusul. Cum schimbă asta lucrurile? Cum v-a afectat un sport chestia asta? A afectat, cu siguranță că a afectat, mai ales că nu s-a putut juca, dar pe de altă parte ne-am obișnuit să facem niște lucruri pe care nu le făceam până acum și ne-am dat seama că și într-un mediu în care ești închis sau așa poți să îți continui activitatea fizică și să ajungi undeva chiar sus, chiar dacă afară n-ai voie să ieși sau orice, stai în casă, mai dansezi, mai faci niște exerciții fizice, e numai. Adică eu consider că pe un sportiv nu poate să-l împiedice nici măcar pandemie, nici măcar să stea în casă. Dacă vrea să facă un exercițiu, poate să-l facă oriunde. Adevărat, însă la voi e un pic mai complicat, mai complicat dacă complicat. S-au cam anulat toate. Am o regulă, am soluția. Deci, pe Nintendo Wii știi că poți joci tenis cu Nintendo. Da, asta e soluția și cred că ar trebui să facem campionate internaționale de Nintendo Wii. Cum e și la FIFA, de exemplu. Cum e și la FIFA, spre exemplu, exact. Eu nu știu să joc FIFA. Bine, nu știu nici să joc tenis pe Nintendo Wii, dar sunt sigur că am putea să facem campionate intergalactice de tenis. Știi, pe Nintendo adică Wii. E adaptarea în sport virtual. În partea, știi că cu muzica, cu pandemia, au fost concertele online. Exact, da. Exact. E, așa faci și campionate online. Da, pot, gata. Bun, am perfect. Trebuie să o propunem. Da, trebuie să o propunem, nu ne furați ideile, mulțumim, gata, asta a fost. Ioana, o să mai pun o întrebare după care dau ștacheta lui Adi. Eu și colegul meu aici de față, foarte amuzant, care este actor și entertainer, facem amândoi parte din lumea asta divertismentului și a artei, care e foarte asemănătoare cumva, din multe puncte de vedere, cu lumea sportului. Ce vreau eu să întreb e ce piedici ai întâlnit în parcursul tău sau în cariera ta de sportiv, pentru că sunt sigură că sunt și nu puține și nu ușoare. Cea mai grea piedică care cred că e oricum peste tot sunt costurile pe care le acumulezi și când pleci și când faci antrenamente, nu numai, adică și asta bănuiesc că nu e doar la tenis, e peste tot. În rest, alte piedici, în afară de faptul că trebuie să ai un program organizat, trebuie să știi ce să mănânci, sunt niște limitări pe care poți să le accepti oricum în viață, că pentru binele tău, nu consider că are piedici sau orice alt sport sau orice. Dar spre exemplu, adică uite, se întâmplă uneori în teatru sau în film, să, cred că și în muzică, exact, să te placă la un moment dat un producător sau un regizor sau un așa, și astfel, pentru că pur și simplu te place, iei mai ușor rolurile, ceea ce nu e corect față de alții, că poate alții ar fi poate un pic mai buni sau poate 10% mai potriviți pe rolul ăla decât ești tu, sau poate ar fi un pic mai performanți decât tine, dar pentru că omul ăla te place, te pune pe tine. Se întâmplă astfel de chestii, astfel de favoritisme în tenis și dacă da, în ce fel? Se întâmplă într-o oarecare măsură, dar se vede pe teren în joc. Adică chiar dacă ai imagine, chiar dacă ești cu temperamentul mai ok sau cu atitudine mai ok, chiar în teren se vede cine e cel mai bun. Dacă persoana care are un temperament sau atitudine proastă și nu este corespunzătoare anumită, dacă câștigă fiecare meci, ăla o să fie... Ok, am înțeles. Nu se pune așa. Pentru că da, e o chestie cuantificabilă. Scorul a fost ăsta, a câștigat. Da, aici în tenis e cine câștigă, ăla e cel mai bun. Da. Da, cred că e adevărat ce zici în legătură cu banii. Cred că asta e cea mai mare piedică la ei, da. Pentru că, din câte știu, nu știu exact și o să ne spui tu, te rog, antrenamentele, echipamentele sunt foarte costisitoare și așa mai departe. Și cine are parte probabil de antrenamente mai multe, de echipamente mai performante. Și călătoriile, dacă vrei să mergi la un turneu, sunt anumite costuri, mai ales la început, așa când ești mai mare, mai pleci doar cu antrenorul sau mai... Ai anumite sponsorizări, dar când ești mic și sunt părinții care trebuie să stea cu tine, când poți să pleci singur, sunt niște costuri destul de mari. Stai puțin, adică nu ți asigură ei transportul? Nimeni nimic nu asigură.
Ok. No. Eu tot timpul am crezut părinții că... Părinții sunt singurii care te susțin financiar în începutul sportului. Eu am crezut că... E la fel și în muzică, de fapt. Da. De asta am vrut să menționez această frază, că sunt foarte asemănătoare arta și sportul. Pentru că mi-am inteles că și la mine a fost la fel și mi-am inteles că tata, fiind pasionat de tenis, da. Am mai aflat așa, câte un lucru despre acest sport și țin minte că a menționat acest lucru, că tenisul este un sport foarte costisitor și dacă nu ai susținere din spate cuiva, a părinților, a antrenorilor, susținere financiară, e foarte puțin probabil să excelezi sau excelezi până la un anumit... Am anumit prieteni care s-au plafonat din cauza faptului că n-am mai avut surse financiare. Bun, acum că am aflat cam ce trebuie să faci pentru a fi un sportiv de performanță, disciplină și bani, practic cam la asta se referă. Și dorință. Și dorință, evident, da, cam la aceste trei lucruri se reduce rețeta. Până la urmă ești un om, nu ești o mașinărie de jucat tenis și trebuie și tu să ieși pe afară, să ai prieteni sau să nu ai prieteni dacă ești o persoană, dacă ești un mai mizantrop, eu pot să înțeleg asta, eu uneori mă închid în casă cu zilele. De fapt, cred și acum spre. Ideea este că pot să înțeleg că poate e greu să ai un pic o viață personală atunci când programul tău este atât de strict. Spune că atunci când erai mică, inițial ți-a fost greu să înțelegi cum toți erau afară și tu erai pe terenul de tenis. Te-ai învățat în timp. Acum, cu mintea de la vârsta pe care o ai acum, cum vezi lucrul ăsta? Pe lângă cele două facultăți pe care le fac și mi-a ocupat destul de mult timp, sunt o persoană destul de activă, în sensul că nu cred că stau acasă jumătate de oră, plec de dimineață mă întorc seara, pentru că îmi place să fac mai multe lucruri, ies afară cu prietenii, chiar și merg în vacanțe, călătoresc, chiar dacă tenisul implică multe călătorii și multe, până la urmă, dacă pleci în străinătate cu tenisul, ești la clubul de tenis și nu vizitezi. Atunci automat trebuie și pe lângă acest aspect câteva zile în care să stai, să te relaxezi și așa. Și călătoresc mult, călătoresc cu părinții mei, ies afară, merg la cinema, fac absolut tot ce... A, ok, adică faci chestiile normale, nu... sau ai fost nevoită... să-ți pui piedici din astea, bă, nu plec în seara asta, în vacanța asta, cu prietenii ca să mă mai antrenez un pic sau ca să așa, sau... Au fost situații în care nu am putut să merg, de exemplu, la un festival, că aveam un turneu sau că okay. Fost într-adevăr situații de genul, dar n-am regretat nimic. După festival am mers, după turneu am mers la... Cred că până la urmă orice lucru de performanță cere anumite sacrificii, exact. Da, exact. Da, și eu cu actoria mea din când în când trebuie să... Să fii tu. Da, nu, eu cu tocmai. Uite, nu, foarte bine ai punctat. Nu, eu cu actoria mea trebuie din când în când să nu fiu eu. Exact. Pentru că asta e marea problemă, că eu prea mult sunt eu și nu e bine. Ca acum, și o să mă opresc. Am înțeles, da. Uite, o întrebare foarte importantă. Care sunt idolii tăi? Da, chiar. Adică cine te-a inspirat pe tine în tenis? Pentru că toată lumea când se gândește la tenis se gândește la Simona Halep. Adică asta e exemplu cel da, mai... cred că de fapt în cred orice meserie din asta vocațională, meserie, orice chestie din asta vocațională pe care o faci ai la nivel profesionist, eu... da, ai pe cineva, ai o persoană exact. La care nu neapărat că vreau să fiu cale, dar te gândești, bă, mi-ar plăcea să am performanțele alea. Da, o ceva la care aspir. Ia, dă-ne așa trei exemple, două, trei exemple. O jucătoare, îmi place foarte mult Maria Șarapova pentru atitudinea ei pe teren. Da. Pentru că când intră pe teren, ea nu ține cont de pretenții, nu ține cont de nimic, e pe teren și atâta. Și de la băieți, îmi place foarte mult Federer pentru calmitatea lui, pentru că eu sunt o persoană foarte calmă, eu ca persoană, și mă regăsesc în calmitatea lui. Eu mă enervez foarte greu. A, ce frumos. Și pe teren sau așa. Uneori chiar este rău pentru că accept să mi se întâmple pe teren anumite lucruri și doar las așa. Da. Dar da, după ei oarecum mă ghidez. Îmi place că ai spus Federer și mie îmi place foarte mult. Recunosc că îmi place și Djokovic foarte mult. Dar și Federer este acolo undeva în topul meu. Foarte interesant că ai avut două personalități în funcție de lucrurile care te inspiră. Unul super mega bătăuș, Șarapova, da. Și unul super calm. Păi în tenis trebuie să fii pe teren foarte bătăuș, să știi că trebuie să câștigi, dar cu calm, adică trebuie să ai... E foarte greu de echilibrat, cred că. E foarte greu, dar
Așa se câștigă până la urmă. Și s-a întâmplat vreodată să cunoști personal, nu neapărat pe cei de pe care ai menționat, dar pe cineva așa, care zice că e mai cunoscut și poate să fii un pic dezamăgită sau să te gândești, sau din contră, să nu fii dezamăgită și să spui, stai puțin, e doar un om normal sau ceva de genul ăsta? Am făcut pregătire fizică la Centrul Național destul de mult timp și acolo venea până și Simona Halep, okay. Și ne întâlneam, vorbeam sau așa, dar nu, adică am mai fost și la turnee, da, în afară, okay. Și mari, okay. Dar nu personal ne-am putut să vorbesc. Da, am înțeles, am înțeles. Ai vreun rival? Nu se poate, nu se poate, nu se poate, hai un pic, trebuie să... Când ești pe teren, toți sunt rival, dar așa să am pe cineva care sunt, să fiu chitită, constant, să... Da. Constant, nu, că nu? Sunt o persoană care nu sunt dușmanie și nu prea sunt. Din păcate nu am adică, tăria asta de caracter încât să... Adică nu ai așa o persoană pe care, bă, trebuie să o bat, m-a bătut de două ori, trebuie să o bat a treia, a patra. Când eram mică aveam, era chiar cea mai bună prietena mea, ne băteam. La un turneu băteam eu, la celălalt turneu bătea era. Și plângeam amândouă după meci. Chit că câștigam, chit că pierdeam, cu play-ul stăteam împreună și plângeam amândouă pentru... Nu se știe pentru ce. Dar vă îmbăcați la urmă. Da, nu, când eram în afara terenului, eram cele mai bune prietene. Dormeam la ea, dormeam la mine, nu exista zi în care să nu fim împreună, dar... Hai să înseamnă competiție sănătoasă. Da, exact, chiar exact. Chiar și cel mai bun prieten al tău, când ești pe teren. Exact. Da, când eram pe teren, ne uram, efectiv, jucam până câștigam una din Excelent, excelent. Acum te rog, prea tu că spuneți. Da, eu sunt cu întrebările mai serioase. Ia, te rog. De câte ori te antrenezi tu pentru a ajunge la performanța dorită? Adică te antrenezi mai mult înainte de un turneu important decât... Mă antrenez 6 zile din 7. Consider că ziua de duminică e liberă de repaus, de odihnă. Și da, înainte de turneu joc mai multe puncte. Nu neapărat că mă antrenez mai mult, cât am diferite teme care sunt pe scor ca să fiu pregătită pentru concursul respectiv. Am înțeles, adică anumite tactici, da, ca să, da, dacă în timpul între turnee, că nu sunt așa multe turnee, joc doar să țin mingea sau să văd ce lovitură mai merge sau nu, înainte de turneu joc cu diferite fete pe puncte ca să ne acomodăm cu scorul și cu... Am înțeles. Imaginea cu turneul mare. E destul de mult dacă să ne gândim, dar trebuie să, ca să faci performanță, trebuie să... te antrenezi în fiecare zi, asta e regula și în muzică, nu știu cum e la voi, că la voi antrenatul și repetatul e un pic mai diferit. Vreau să întreb pe Ioana, ce crezi că e mai important, talentul sau muzica? Adică poate o persoană, îți trebuie talent în tenis sau e vorba doar de muncă? Și... Consider că ambele într-o proporție destul de egală, dar... Chiar și un om talentat, dacă prin muncă și prin perseverență vrea cu adevărat, poate să ajungă sus. Pe când dacă ai talent și nu ai muncă, pur și simplu poți să te pierzi pe parcurs fără să-ți dai seama și ajungi la un moment dat în care nu mai ești acolo și te întrebi ce ai făcut, că ai talent, că nu. Complet de acord, exact lucrul ăsta se spune și la noi. Ce la 90% transpirație, 10% inspirație, exact. Mai mult transpirația contează. Toată lumea transpiră de aici. Și în muzică, și în tenis, și în teatru, mai ales în teatru, vă zic eu. Trebuie să ne luăm mult de ori. Da. Și apropo de actorie, tu ai făcut un mic pas în lumea actoriei când ai filmat cu noi acel clip în limba engleză. Cum ți-a părut experiența aia? Cum te-ai simțit în fața camerei? Sau ai avut trac? Ți-a părut ciudat? Cum? Așa, știu că n-a fost ceva super, ultra, mega stresant pentru tine, dar... Zi-mi așa un pic cum ți-a părut. La început eram puțin sceptică, în sensul că nu cunoșteam așa multă lume și eram acolo ce trebuie să fac. Da. Dar pe parcurs cu toții erați foarte prietenoși și m-am simțit efectiv în largul meu. A fost și amuzant tot clipul și ne-am distrat până la urmă. Dar nu ți-a părut, spre exemplu, eu știu asta de la alte filmări pe care l-am mai făcut, oamenii care nu au, să zicem, o predispoziție spre a fi libertini în fața camerei sau ceva de genul ăsta, când le pui camera în față, când văd dită mai camera aia mare, așa, care vine foarte aproape de ei, se blochează. V-am blocat, dar v-am văzut pe voi toți relaxați și atunci trebuie să relaxez și eu. Da, fiu și-o cool, dacă... Da. Ok, am înțeles, bun. Păi, cam asta au fost... O ultimă întrebare mai am. Ce vrea să le transmiți oamenilor, copiilor, tinerilor care vor să... Da, exact. Place pe urme. Exact. Da. Să chiar să-și place, să le placă, că e un sport foarte frumos și chiar dacă se blochează la un moment dat din pricina, nu știu,
chiar și dacă e cald afară, zic că nu merg să-și joace, să-și joace, că e chiar, nu știu, ai multe beneficii și pe plan sportiv, și pe plan intelectual, și pe orice fel de plan. Super! Ioana, noi îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră și că ai putut să reziști cu doi ciudați atât de mult. Eu sunt cei doi ciudați. Da, într-adevăr. Da. Dar devin și eu ciudată împreună, da, așa. Da. A fost o experiență plăcută, am aflat multe lucruri interesante. Cine știe, poate la un moment dat o să mai discutăm, pentru că am aflat niște lucruri foarte interesante astăzi și este o inspirație faptul că auzim de multe ori să chestia asta, că disciplină, disciplină, disciplină. Dar una e când spui treaba asta teoretic și alta e când ai un exemplu și îți dai seama că, într-adevăr, disciplina dă rezultate. Nu e o chestie care se zice așa, se scrie pe Facebook și o pui acolo la cover foto, disciplină. Da. Nu e doar atâta. Dacă ai pus la cover foto disciplină, vino și pe teren, cum a zis ea, că e soare, nu contează, stai acolo 3 ore, da. Exact. Da. Exact. Bun. Cam asta a fost. V-am pupat. La revedere. Pa, pa.